Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Mergem până la magazin să cumpărăm niște cărniță. Adică mergem la turci să cumpărăm carne de la turci, pentru că aia este mult mai bună decât carnea pe care o au ăștia în magazin. Să cumpărăm o tigaie din aia grill, niște legume și facem niște cărniță cu legume trase la tigaie, așa, mamă. În fine, lăsând asta deoparte, vă aduceți aminte de acel Golf pe care m-am dus să-l văd în seara aia când am făcut live? Ei bine, mașina a fost exact cum a spus omul, dar din păcate am cumpărat-o și n-am cumpărat-o. Mașina am scos-o la 950 de euro pentru că am mai scos în 50 de euro de la el pentru drum, pentru că a trebuit să fac 140 de kilometri să văd mașina. Și am cumpărat-o cu 950 de euro și am dat-o imediat cu 1300 de euro băiatului care a venit cu mine cu mașina. Știu că sună un pic și că sunt puțin cam țigan pentru faza asta, dar nu eu am cerut prețul, el a fost dispus să mă plătească, el a fost dispus să-mi dea banii ăia, așa că eu am acceptat oferta lui de... Ia uite-mă, mă duceam în față, trebuie să mă duc la stânga. Și am băgat a treia. Am acceptat oferta lui de 1300 de euro și am dat lui mașina. Acum mașina o are el și să fie sănătos, să aibă parte de ea. Eu m-am făcut cu 350 de euro profit, am pierdut 2 ore și cam asta a fost. Acum ideea principală este în felul următor. Nu știu sigur dacă mi se pare o idee bună sau nu, dar am zis să mă consult un pic și cu voi. Ce părere ați avea dacă, înainte să mă duc în România, aș cumpăra două mașini? Bineînțeles, la preț de nimic, să le repar, să le pun la punct, să le înmatriculez și după aceea să le vând în România. Eu unul sunt de părere că ar fi o idee destul de bună pentru a face un profit sau să-mi scop banii de drum și încă câteva sute acolo. Gen cum a fost acest Golf 950 de euro, să spui că cumperi o cutie la el, o cutie la mâna a doua din dezmembrări, 200 de euro maxim, 200 de euro te costă să-l duci în România, să mai pui încă 150 în reparația, mai pui încă 250 în matriculatul și stați că am pierdut șirul. Deci 950 cu 150, 1100, cu 200 dus în România, 1300, cu încă 250 în matriculatul, 1550 de euro, hai să zici 1600 de euro. Să pui o mașină la punct, adică nu o mașină, să fi pus mașina asta la punct, să o fi dus în România, să o fi înmatriculat și să o fi vândut mai departe. Atât m-ar fi costat. Și după aceea, lejer, aș fi putut să vând Golful cu 2600 de euro. Să-mi scot 1000 profit. Știu că din nou o să existe persoane care o să zică: mamă, ești nesimțit, ești țigan, ești... Bine, n-am nimic cu țiganii, vorba vine, toți avem vorba asta. Că tu vrei să iei pielea de pe oameni, că nu știu ce, că nu știu cum, dar nu sunt singurul care face asta și cam asta e treaba. Adică dacă am ocazia să fac un profit, de ce nu? Sau dacă am ocazia să scot un ban în plus la o afacere, de ce nu? Băi, deci nu pot să cred până unde vine moșul ăsta. Lol, frate, e un bătrânel. Lasă că o să vă explic în alt videoclip. Ce tare! Deci el vine pe jos până aici, aproape 2 km, frate. Și eu vin cu mașina 2 km până la magazin. În fine, mă duc repede să-mi cumpăr cărniță și ce mai am nevoie și continuăm video după aceea și o să vă spun ce am eu de gând să fac. Hai, ne auzim imediat, pa, pa! Am terminat cu cumpărăturile de la turci, adică cărnița, acolo am. O să vă arăt când ajung acasă ce am cumpărat. Acum trebuie să mă duc la un magazin din ăla... Cum naiba se numește, că nu mai țin minte. În fine, nu mai știu cum se numește magazinul ăla, dar mă duc să iau o tigaie din aia grill, că am văzut că era destul de ok, era undeva la 9 euro, sau chiar 10 euro, ce un cent. Și după aceea mergem să-mi iau bere, să iau niște legume, mă duc acasă, mâine sunt liber și am timp să fac ce vreau eu mâine. Să mă uit după mașini, să mă duc să văd mașini, să mă dau cu bicicleta, dar n-am bicicletă, și să fac tot ce vreau eu. Ok, oameni buni, deci, după cum spuneam, ce părere ați avea dacă aș cumpăra două mașinuțe și dacă vi se pare ok ceea ce am de gând să fac? Dați-mi și mie un sfat, ce mașini merg în România, adică după ce să mă uit, pe ce să mă axez. Eu mă gândeam să cumpăr o dubiță ceva, un Opel Vivaro, un Ford, un Transporter, un Vito,
Bă, cintoroșul ăia. Bă, este câteodată când ăia de acolo pleacă și când îi văd că pleacă, îmi vine să plec și eu, dar eu am roșu. În fine, după cum spuneam, eu m-aș axa pe un Opel Vivaro, pentru că le-am văzut că sunt cam ieftine aici. Acum nu știu ce să fac, aștept și părerile voastre dacă vi se pare ok, dacă ar merita să cumpăr o mașină din aia, și aș mai prefera să cumpăr un BMW sau un Golf 5. Ideea e că eu până în noiembrie nu mă duc în România, așa că la sfârșitul lui noiembrie o să reușesc să am niște bani puși deoparte și cu banii aia mă gândeam, frate, să, nu știu, să cumpăr ceva și să scot și ceva profit. Adică dacă tot mă duc în România și am și un băiat care poate să vină ca șofer, de ce să nu profit de ocazia asta? Însă rămâne să vedem. Lăsați acolo un comentariu ce părere ați avea despre chestia asta. Dacă îmi dați sfaturi ok, chiar aș aprecia și orice sfat este binevenit. Ar mai merge să mai fac și o combinație dacă cineva vede vreo mașină și vrea să o cumpere și o mașină ok, la preț de nimic, înainte să vină în România, adică prin noiembrie, aș putea să cumpăr acea mașină, să o aduc în România și să-mi dea banii pe ea. Dar ideea e în felul următor, să fie o mașină ok, o mașină care se poate revinde și să nu-mi dea țeapă, adică să dau 3000 de euro pe o mașină, să zică mamă, vreau mașina aia, și după aia să nu mai vrea să cumpere mașina și să nu mai scot nici banii din revânzarea ei. Dacă găsiți vreo mașină la 2000 de euro și ea să se vândă în România cu 3000, eu vă pot aduce pentru, nu știu, un profit de 200 de euro în plus. Am bătut palma, vă aduc mașina în România. În fine, oameni buni, mă duc să cumpăr tigaia și continuăm video după aceea. V-am pupat, ne vedem mai încolo, pa, pa! Nu am mai filmat că m-a prins ploaia, m-a făcut varză, varză. Am ajuns în sfârșit acasă și hai să vedem ce am cumpărat. Din ăștia, nu știu cum le zice, de la turci, vedeți, de vită. Din ăsta, pâine din aia dubași la cuptor. Cartofi, să fac repede un pireu. Carne, 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 bere. Și tigaia, frate, v-am spus că mi-au tigaia din aia grill. Și asta e cea mai șmecheră și cea mai scumpă, fac picioarele în ea. Bine, nu contează că de acum o să am tigaie să fac grill. Și o să mi le pregătesc toate astea. Și o să am și pentru mâine, ca să nu mai pierd ziua. O să-mi fac repede un pireu. A, nu uitați să iau legume. Tu? Păi, și plouă afară. Ok, oameni buni, cam atât cu acest episod. Aștept cu nerăbdare părerile voastre. Lăsați acolo un comentariu despre ce am vorbit mai înainte. Și rămâne să ne auzim mâine într-un live, că mâine o să am un pic de timp. Adică o să am timp. Mâine sunt liber și o să pot să fac live. A, încă ceva, am mai rămas să vă mai dau încă 6 rapoarte pe car vertical. Ok, oameni buni, cam atât pentru ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like. Dacă nu v-a plăcut, bineînțeles, un dislike. Și până data viitoare, v-am pupat, bye bye.